Bună seara, domnilor, domnilor, sunt Corina Dobrău, începe jurnalul la TV Sud. Haideți împreună să vedem care sunt principalele titluri ale ediției. Mica Unire a fost sărbătorită și la Târgu Jiu. Cum au decurs manifestările și ce reguli au trebuit să respecte cetățenii, aflați imediat la jurnal. Baie printre sloiuri de gheață unde a avut loc activitatea și care este explicația tinerilor gorjeni care s-au aruncat în râu, o spunem la știri. Facturile uriașe au devenit o povară și pentru instituții, cei decizii au luat autoritățile județene, vă spunem în scurtim. Unirea principatelor române, prilej de sărbătoare și la Târgu Jiu, gorjenilor prezenți în piața prefecturii li s-au pregătit momente artistice și muzică populară. Zeci de oameni au ieșit din casă și au venit să celebreze Mica Unire. La finalul programului pregătit de autorități, artiștii de la ansamblul profesionist Doina Gorjului și-au dat mână cu mână și s-au prins în hor. Astăzi se împlinesc 163 de ani de la Unirea Principatelor Române. La Târgu Jiu, manifestările dedicate acestei zile au fost programate la ora prânzului. Astfel, la ora 12, în piața prefecturii, reprezentanții autorităților locale și județene au pregătit mai multe momente pentru a marca această zi. Programul a început cu intonarea imnului de stat al României. Și cum evenimentul este unul istoric, trecerea în revista momentului a fost făcută de profesorul Gheorghe Nichifor, care a susținut o lecție de istorie în fața celor prezenți. Eu n-aș vrea să las să treacă acest moment fără a vă spune ce s-a întâmplat și aici la noi, la Târgu Jiu. Știrea despre votul adunării elective de la București a sosit în Oltenia mai întâi la Slatina și apoi la Turnul Severin. Și de aici, la Caracal, la Râmnicu Vâlcea și la Târgu Jiu. O telegramă din 26 ianuarie 1859 spunea: astăzi s-au primit în acest oraș depeșe telegrafice de la orașul Turnul Severin, prin care se vestește că adunarea națională din București, în unanimitate, a ales în ziua de 24 ianuarie al curentei prinț al țării românești pe măria sa, Alexandru Ioan Cuza, prințul ales și la Moldova. Seria manifestărilor s-a încheiat cu Hora Unirii, ținând cont că ne aflăm în plină pandemie de coronavirus. În Hora din piața prefecturii s-au prins doar artiștii de la ansamblul profesionist Doina Gorjului. Facturile uriașe au devenit o povară și pentru instituții. Este și cazul Consiliului Județean Gorj, care are de plată o sumă mult mai mare față de anul trecut. Pentru a nu ajunge la un pas de colaps, vechiul contract cu furnizorul de energie electrică va fi suspendat. Iar pentru a reduce costurile, Consiliul Județean Gorj va bate palma cu furnizorul ales de Prefectura Gorj. Nu numai cetățenii se plâng că nu au banii să-și achite facturile emise după majorarea tarifelor, ci și autoritățile. La Prefectura Gorj, prețul la energie s-a dublat, spune trimisul guvernului în teritoriu, Marcel Iacobescu. Totuși, prefectul de Gorj spune că factura este una mai mică decât la Consiliul Județean, pentru că a negociat cu furnizorul și a obținut un preț mai bun. În aceste condiții, la nivelul prefecturii Gorj va exista un singur contract de furnizare a energiei electrice. Da, facturile au sosit, sunt mult mai mari, sunt, dacă nu mă înșel, dublu și pentru că noi la instituția prefectului avem, să zicem, un contract mai bun. Am discutat și cu Consiliul Județean și pentru că suntem administratorii clădirii, la nivelul instituției, al clădirii, vom face un singur contract de furnizare de energie. Va pica în sarcina noastră pentru că noi avem tariful mai bun.
Și nu vor mai fi cum este la momentul de față. Sunt 7 instituții, 7 contracte de furnizare energie, de furnizare gaze, de furnizare, nu știu, pentru gunoi și așa mai departe, furnizare apă. Este o clădire, este un administrator, vom încerca să le aliniem pe toate și le vom prelua noi ca și instituție. Tariful din contractul pe care l-a încheiat Consiliul Județean este mult mai mare, așa că s-a luat decizia să se meargă pe contractul prefecturii. Am înțeles că facturile dumneavoastră arată mai urât decât ale noastre. Adică au niște facturi mai încărcate, mai mari, și atunci am ajuns la această concluzie împreună cu președintele Consiliului Județean. Vom merge pe contractul nostru pentru toată clădirea și urmând ca după aceea să le împărțim în funcție de numărul de lucrători pe care îl are fiecare. Consiliul Județean a încheiat un contract pe 3 luni, iar suma stabilită în contract este cu peste 1000 de lei mai mare față de cea negociată de prefectură. Am avut în primul rând o ofertă mult mai mare față de anul trecut, față de luna decembrie. Am încheiat în prima fază un contract pe 3 luni de zile, pentru că atât ni s-a acordat ca și cantitate. Undeva prețul pe megawatt, 1950, aproape 2000 de lei. Și am luat hotărârea, având în vedere că clădirea este a prefecturii, administrației și internelor, să mergem pe contractul pe care MAI-ul l-a încheiat și o să ne pedim cota noastră parte, care este clar stabilită prin contoarele care sunt instalate în clădire. Pentru că au un preț negociat la nivel de țară, pentru că au negociat pentru fiecare prefectură, cred că și pentru ei s-au negociat un preț mult mai mic decât l-aveam noi în acest moment, rezultat în urma unei oferte de piață. Acela a trebuit să încheiem contractul și în momentul în care Ministerul Administrației și Internelor ne acceptă, o să trecem pe contractul Prefecturii Gorj prin Ministerul Afacerilor Interne. Deci, 1000 și ceva de lei pe megawatt. 1000 și ceva de lei pe megawatt față de oferta sau contractul avut încheiat în anii trecuți. Deci este cam 1000 și 200-1300 de lei. încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se va face pe prefectura Gorj, însă fiecare instituție în parte este prevăzută cu contoare pentru a ști fiecare cât are de plată. Focar de COVID-19 la spitalul din Târgu Jiu, mai multe cadre medicale și pacienți s-au îmbolnăvit, iar o secție a fost temporar închisă. Este vorba de secția medicină internă. Aici, conducerea unității medicale a decis ca internările în această secție să fie suspendate pentru 5 zile, timp în care se va face dezinfecția. În total, 7 cadre medicale și pacienți au fost depistați după ce au prezentat simptome de boală. Este vorba despre un medic, 2 asistente și 4 pacienți. Toți erau vaccinați împotriva SARS-CoV-2. Internările în secția medicină internă 1 din cadrul clădirii situată pe strada Progresului vor fi suspendate pe o perioadă de 5 zile pentru a putea fi luate toate măsurile necesare de limitare a focarului. Astfel, în perioada 21-26 ianuarie 2022, pacienții care se vor adresa Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu pentru a fi internați la secția medicină internă 1 vor fi redirecționați către secția medicină internă 2 din clădirea situată pe strada Tudor Vladimirescu sau către alte spitale din județ. Personalul medical depistat pozitiv la coronavirus și care lucrează pe această secție este vaccinat, iar dintre pacienții depistați pozitivi, 2 sunt nevaccinați, despre ceilalți încă nu avem aceste date. Dintre cele 7 cazuri confirmate cu boală, 3 au fost spitalizate. Restul au ales să se trateze la domiciliu. Și curaj ieșit din comun, venită din partea mai multor tineri din județul Gorj, aceștia nu au ținut cont de gerul de afară și au făcut baie în râul Olteț printre sloiuri de gheață. Temperatura în termometru era de minus 10 grade Celsius, însă cei care s-au aruncat în apă spun că acest lucru îi ajută să-și întărească imunitatea. Adrenalină la cote maxime pentru mai mulți tineri din județul Gorj. Aceștia nu au ținut cont de temperaturile cu minus de afară și au sărit în apa rece ca gheața. Pe lângă experiența unică, oamenii spun că în felul acesta își întăresc sistemul imunitar. Când intri în apă e un șoc, dar te obișnuiești. De când fac lucrul ăsta nu am mai răcit în primul rând și mă simt bine. E o activitate de grup cu care o fac cu prietenii mei în general. Venim mai mulți de la universitate, la Universitatea Constantin Brâncu și Târgu Jiu. Și ne distrăm în weekend-uri. Unii sunt la prima experiență și spun că o să facă o tradiție din asta. E o senzație unică.
În momentul ăsta mi-aș dori să am un pic de grăsime pe mine să mă ajute, dar senzația când intri în apă e unică. De prima dată și chiar mi-am dorit să o fac, chiar am apelat la Dina și i-am zis să mă ia și pe mine, chiar mi-am dorit. Mă bucur că am venit, mă bucur că am experimentat, îmi place și o să mai facem. De experiență unică au avut parte și studenții Erasmus veniți din Turcia. It's cold but it's so nice. It's a nice experience for me. It's for the first time? It's for the first time for me, yes. And it was so good for me. It wasn't bad. It was nice. Dan Chiriac este îndrumătorul acestora. Acesta spune că repetă experiența în fiecare iarnă. Facem această experiență în fiecare iarnă. Acum deja suntem la a patra băiță pe iarna lui 2022 și sperăm până când vine primăvara să putem să mai facem aceste experimente care automat ne ajută să ne pregătim pentru condiții mai puțin propice. Aceste băițe fac parte din programul de antrenament și de călire a organismului. În funcție de activitatea care o facem, între 10-15 minute și am ajuns chiar și la jumătate de oră. Vara, în cadrul clubului, se desfășoară o altă acțiune inedită. Turiștii se pot relaxa în hamace care sunt amplasate la o înălțime de aproximativ 200 de metri. Leonida Belgher, consilierul primarului din Ștejari, s-a ales cu motocicleta furată chiar din scara blocului. Acesta susține că locuiește în același imobil cu edilul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Belgher mai spune faptul că a făcut plângere la poliție și speră ca oamenii legii să-și facă treaba, iar hoții să fie prinși. Leonida Belgher și-a dat seama că a rămas fără motocicletă la primele ore ale dimineții. Acesta spune că vehiculul era securizat și amplasat în scara unui bloc din centrul orașului, în același bloc în care locuiește și primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Da, din greșeală. Ce spuneam eu cu ani în urmă, că a venit timpul, când noi să mai fim în siguranță și o să vedeți exact ce ziceam acum 5-6 ani, că vă sta cu parul pe la port, așa se va întâmpla. Când v-ați dat seama că vă lipsește? Păi azi dimineață, că azi noapte mi-au luat-o. Un... Era legată cu cifru, cu ce să mai, în calea hoților nu mai ce să mai faci, pentru că indiferent o să o bagi oriunde sau să purei și bancomatele din zid. Unde o aveați? Chiar în blocul cu doamna primar. Deci în același bloc, în Canc. Belgher a alertat autoritățile și speră acum ca hoțul să fie prins. A făcut plângerea lui poliția și acum așteptă să vedem cine e nenorocitul ăsta. Bănuiți pe cineva? Nu, dar faptul că orașul plin de drogați și de droguri, vă dați seama la ce ne vom aștepta în viitor. Eu zic că suntem eșuați din toate punctele de vedere. Leonida Belgher a postat și un mesaj pe pagina sa de socializare prin care îi îndeamnă pe cetățeni să fie mai prudenți. Tragedie în județul Olt, o femeie de 74 de ani a murit în propria locuință care a fost cuprinsă de flăcări. Bătrâna nu a mai reușit să iasă la timp din casă și să se salveze din flăcări. Pompierii au găsit-o fără suflare, incendiul a izbucnit la un coș de fum deteriorat. Incendiul s-a petrecut în localitatea Făgețelu din județul Olt. O locuință a fost cuprinsă de flăcări, iar proprietara a fost surprinsă în interior. Ea nu a mai reușit să iasă la timp din casă și a murit în urma incendiului devastator. Paramedicii SMURD au început imediat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat favorabil, decesul fiind constatat de echipajul serviciului de ambulanță solicitat în sprijin. În urma incendiului, locuința cu suprafața de aproximativ 70 de metri pătrați și bunurile din interior au ars în totalitate. Cauza probabilă a incendiului a fost coșul de fum deteriorat, au transmis reprezentanții ISU-ul. Urmează acum o anchetă pentru a se stabili cu exactitate cauzele incendiului și împrejurările în care a decedat bătrâna. Un bărbat din Mehedinți a fost amendat pentru că a crescut un struț într-un apartament. Vecinii au fost cei care au reclamat că tânărul în vârstă de 30 de ani creștea struțul în bloc, iar la fața locului s-au deplasat polițiști împreună cu reprezentanții altor instituții de controlabilitate. S-a stabilit că animalul era hrănit bine, dar nu avea suficient spațiu. Drept urmare, proprietarul a fost amendat cu 3.000 de lei.
Totul s-a întâmplat într-o beta turnul Severin, acolo polițiștii au fost sesizați că într-un apartament era crescut un struț. La fața locului s-au deplasat oamenii legii și l-au amendat pe proprietar. În cauză s-a aplicat sancțiune contravențională în valoare de 3.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legii 205/2004 privind protecția animalelor, raportată la norma numărul 21/2003. De asemenea, reprezentanții instituțiilor care au efectuat verificările i-au pus în vedere celui în cauză să întreprindă măsurile necesare pentru deținerea legală a struțului, transmite poliția Mehedinți. Reprezentanții DSV Mehedinți au spus că struțul era hrănit corespunzător, dar nu avea spațiu, așa că proprietarului i s-a pus în vedere să mute struțul înapoi în curte. Doamnelor, domnilor, urmează o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți în sală alături de noi, revenim imediat cu noi informații. Poate că timpul trece, dar unele lucruri rămân mereu neschimbate. Stihl, proiectat să dureze. Acum ai motofereastrăul MS231 la prețul recomandat de 1550 de lei, TVA inclus. În plus, primești gratuit 10 litri de ulei Forest Plus. Ofertă valabilă până la 30 noiembrie în limita stocului disponibil. Pentru mai multe modele și oferte speciale de toamnă, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport. Din Târgu Jiu, Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Hotel Dacian a situat pe malul Jiului la 200 de metri de parcul central Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, la 500 de metri de centrul orașului. Vă oferă servicii de cazare individuală sau grupuri la cele mai convenabile prețuri și în condiții de confort sporit. La noi găsiți 15 camere single, double, triple și apartamente recent renovate, dotate cu aer condiționat, frigider, televizor și baie individuală. Oaspeții motelului Dacian au acces la internet și parcare gratuită, iar mesele se servesc în restaurantul propriu. De asemenea, Dacian beneficiază și de o sală de evenimente cu o capacitate de 500 de locuri și sală de conferințe. Din luna iunie 2021 organizăm evenimente deosebite, nunți, cununii civile, botezuri și majorate. Detalii la numărul de telefon 0727-887-581. Motel Dacian, strada Jiului numărul 4 din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag! Și suntem din nou în direct, urmează acum grupajul de știri pe scurt. Peste 10 milioane de teste rapide destinate preșcolarilor, elevilor și personalului din învățământ au ajuns în depozitele inspectoratelor școlare. Mâine acestea vor fi distribuite beneficiarilor, ceea ce înseamnă că prima testare se va putea realiza miercuri. De data aceasta, testele rapide de salivă sunt ambalate în kituri individuale sau de câte două. La Inspectoratul Școlar Județean Goj au ajuns 163.800 de teste, aferent unui număr de peste 47.000 de școlari, preșcolari sau școlari. Potrivit procedurii, testarea se poate face în unitatea de învățământ sau acasă. În primul caz, e necesar acordul scris al părintelui. Dacă testarea se va face la domiciliu, rezultatul trebuie comunicat imediat școlii sau grădiniței. Terenuri cu vegetație uscată neigienizate de proprietari ar ca torțele în județul Goj. În acest weekend, suprafețe mari de teren s-au făcut scrum în Busuchin, Samarinești și Turce. Pompierii gojeni au intervenit sâmbătă seara la 3 incendii de vegetație uscată. Primul incendiu de vegetație uscată a cuprins câmpurile din Samarinești, iar focul a fost lichidat de pompieri după mai multe ore. Flăcările au înghițit cu repeziciune o suprafață mare din cauza vântului care a suflat cu putere. De asemenea, la Turceni, pompierii au întâmpinat ceva probleme din cauza accesului greu în zona focului, iar intervenția a fost, așa cum vă spuneam, una dificilă. Pompierii reamintesc faptul că este ilegală arderea resturilor vegetale în câmp deschis, fără autorizație, iar amenziile sunt usturătoare.
Sute de kilograme de porumb au ajuns la sfârșitul săptămânii trecute pe carosabil în defileul Jiului după ce un pneu al unui tir a explodat. Mastodontul era încărcat cu porumb, iar o parte din marfă a ajuns pe șosea. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, șoferul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate. În zona circulației a fost îngreunată, iar oamenii legii ajunși la fața locului au dirijat traficul rutier pentru că s-a circulat pe o singură bandă până în momentul în care a fost curățat carosabilul, astfel încât să se poată circula normal. Doamnelor, domnilor, principalul jurnal al zilei a ajuns la final. Eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Rămâneți însă alături de TV Sud și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. Numai bine!